La conferința de presă susținută de reprezentanții Centrului Comercial Roman Value Center de marți 16 iunie 2020 au fost anunțate măsurile de siguranță împotriva virusului COVID-19, cât și programul de lucru al Centrului Comercial. Așa cum bine ați văzut în turul pe care l-am oferit înainte de începerea conferinței de presă, odată cu relaxarea măsurilor impuse de starea de urgență și starea de alertă de către autorități și redeschiderea centrului comercial, am implementat o serie de măsuri privind combaterea răspândirii COVID-19, astfel încât clienții centrului comercial Roman Value Center să se simte în deplină siguranță atunci când ne calcă praful. Cu permisiunea dumneavoastră, am să dau citire măsurilor pe care le-am implementat. Și anume, dezinfectăm periodic spațiile comune și suprafețele cu grad ridicat de contact din întreaga galerie a centrului comercial. Am instalat dozatoare cu dezinfectant pe toate intrările în galeria comercială, cât și în zona de food court. Săpunul clasic din toalete a fost înlocuit cu săpun dezinfectant. Verificăm, după cum bine ați văzut, temperatura clienților noștri cu ajutorul unor termoscanere profesionale, astfel încât să nu trebuiască să-i agasăm, să-i deranjăm cu acele termometre clasice, după cum se procedează în alte părți. Verificăm periodic starea de sănătate a personalului nostru, susținem folosirea metodelor de plată non-cash. Angajații centrului comercial și a tuturor magazinelor care activează în cadrul centrului comercial au obligativitatea de a purta mănuși în timpul programului de lucru. Ne asigurăm că fiecare agent comercial respectă prevederile legale cu privire la distanțarea socială. Au fost aplicate indicatoare de distanțare, după cum puteți vedea, în cadrul întregii galerii comerciale, pentru a se putea respecta aceste măsuri. Toate evenimentele care ar putea genera aglomerări de persoane sunt suspendate în această perioadă. Programul centrului comercial va fi exact ca și înaintea începerii acestei pandemii, și anume 9-21 întreg centru comercial, excepție făcând hipermarketul Carrefour, care are programul de la 8 la 22. Ca și informații suplimentare, după cum bănuiesc că bine știți, au avut dreptul să-și reia activitatea toți agenții comerciali care activează în cadrul centrului nostru comercial, mai puțin spațiile de joacă pentru copii, care încă sunt închise. Iar zona de food court, în continuare, are niște restricții, agenții economici putând activa doar în regim take-away. Nefăcând rabat de la standardele înalte, se dorește o funcționalitate fluentă a centrului comercial, astfel încât clienții să se simtă în siguranță și să-și facă cumpărăturile în cel mai plăcut mod.